ziua, dragii noștri, surprize la tine acasă. Olesia Palade și iarăși emoții frumoase de suflet astăzi, iarăși în același sat, Călinești, Traionul Fălești. Venim aici în incinta instituției de învățământ, unde o găsim pe doamna Ana Prodan, magiata zilei de astăzi, ce face o frumoasă vârstă, un jubileu frumos de 40 de ani, în buchetul vieții, și noi venim aici cu daruri frumoase din partea unor oameni foarte dragi, unor oameni de suflet, care astăzi nu pot fi indiferenți și nu pot rămâne indiferenți de frumoasă sărbătoare a omulețului drag din sufletul lor. Nu vreau să vă divulg despre cine este vorba, căci cu siguranță doamna Ana ne va spune singură despre cine este vorba și cine astăzi vrea să fie aproape de ea prin aceste emoții frumoase transmise prin noi. Surprize la tine acasă! Haideți cu noi! Faptul că suntem în instituție de învățământ și suntem în perioada pandemiei, nu avem acces în instituția școlii, însă noi am transmis deja să fie chemată doamna magiată aici afară, la aer curat, unde vă cântam împreună la mulți ani. Hai să o așteptăm împreună. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți, fericită să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani să trăiți. Fericiți! Mulțumesc. Bună ziua, doamna Ana! Bună ziua! Bucuros de oaspeți! Suntem într-o perioadă mai complicată și nu am putut să vă batem în ușă, cum făceam de obicei spre omagiații care activează instituțiile de învățământ, școlare și preșcolare, însă noi cu tot dragul și respectul v-am chemat aici afară. V-am adevenit frumos prin colegii dumneavoastră să vă transmitem o frumoasă surpriză și niște emoții frumoase astăzi, când dumneavoastră sunteți omagiată și faceți un jubileu frumos de 40 de ani. O vârstă frumoasă, o vârstă, zic eu, împlinită și fericită, în primul rând că sunteți înconjurată zi de zi de copii. Sunteți înconjurată zi de zi de zâmbetele copiilor. Și astăzi v-am surprins chiar aici, fiindcă aici a fost comanda să vă găsim, să vă aducem emoțiile frumoase într-o zi de sărbătoare, și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră intuiți despre cine este vorba și cine azi ne trimite spre dumneavoastră. Vreau să mulțumesc celor care s-au gândit la mine, posibil să fie sau verișorul de peste hotare, sau sora mamei. Așa? Vreau să-mi dați nume. Doamna Ludmila sau doamna Elena, una din ele. Așa, și verișorul ați spus? Și verișorul Vadim. Așa. Vadim și Mariana poate să fie. Așa. Și celelalte, Mariana, Natalia. Așa. Hai să nu vă chină prea mult. Văd că ne dați nume mai multe. Și să știți că prin aceste nume sunt și cei care ne-au chemat aici și ne-au trimis aici cu darurile frumoase. O să vă transmit întâi darurile care le avem pentru dumneavoastră. După care o să dau citire mesajul care mi s-au transmis la fel din partea dumnealor, iar la final o să vă spun și eu. Astăzi, în pragul sărbătorii frumoase a dumneavoastră, la mulți ani, avem cartea vieții dumneavoastră pregătită cu mare drag. Desigur, dacă venim spre o doamnă frumoasă, tânără, cu o viață încă foarte frumoasă înainte, venim și cu un buchet frumos de orhidei pentru dumneavoastră, să vă spunem frumos la mulți ani. Venim și cu acest coșuleț încărcat cu de toate pentru masă frumoasă de sărbătoare. Deja vedeți dumneavoastră unde organizați aici, cu colegii, acasă, cu oaspeții sau și acolo și acolo. O punem aici să avem și un mesaj într-adevăr trimis de dumnealor, într-adevăr compus cuvânt în cuvânt de dumnealor. Mie nu mă rămâne altceva decât să dau citire, iar dumneavoastră probabil veți înțelege despre ce este vorba și de ce mi-au trimis ei această poezie. Nepoata mea, cea scumpă și frumoasă, azi e ziua ta și ești la tine acasă. Ce bună și duioasă ești nepoată, chiar de te-a dărâmat soarta dintr-o dată. De mic copil ai rămas tu fără mamă și noi te-am crescut fără nicio teamă. Erai micuță și cu zâmbetul tău mare am putut să trecem peste acea întâmplare. Astăzi tu ești mândră și frumoasă, cu doi băieți frumoși în casă. E ziua ta și ești la școală, elevii sunt ca o comoară. Noi îți dărim un trai bogat, plin de noroc și îmbelșugat. Să ai tu în viață multă demnitate, să-ți poți duce destinul mai departe. Nepoata mea, cu chip de floare, să ai în viață alinare,
să-ți crești copiii mari, frumoși, să fie ei și norocoși. Noi îți dorim mult bine în viață și să mai crezi într-o speranță, căci viața le va pune pe toate la locul lor, iar cuvintele noastre îți vor fi de mare ajutor. Tu iartă-ne căci suntem departe și uneori de noi poate n-ai parte. Fii sigură căci te iubim și în viață mult noroc noi îți dorim. Să fii tu mândră, veselă, voioasă și să ajungi tu, soacră mare, la o masă cu oameni aleasă. Nepoata mea, Aluța, cea tu scumpă, ridică azi paharul și uită-ți tot amarul. Hai, nepoata mea, astăzi este ziua ta. La mulți ani cu bucurie, pace în suflet, ție să-ți fie. La mulți ani. Deci surpriza vine din partea mătușii dumneavoastră, Ludmila, care se află în Moscova. Și la surpriza frumoasă se mai alătură și verișorii dumneavoastră, Vadim și Mariana, împreună cu familiile Benșur. Vreau să-i mulțumesc foarte mult mătușii mele, care, într-adevăr, cum ați spus, a spus dumneei, am crescut de mică, mi-a dat educație, cultură. Să le mulțumesc și verișorilor care eu le-am fost și sprijin când au fost mici. Le mulțumesc din suflet pentru tot, pentru toate ce mi-au adus astăzi, dar mi-a făcut o surpriză nemaipomenită. Nu m-am așteptat, le mulțumesc din suflet și îi aștept cu mare dor și drag acasă. Să plecați de mult timp și le duc dorul. Vă mulțumesc, le mulțumesc foarte, foarte mult. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru această surpriză plăcută. Noi cu mare drag întotdeauna. Permiteți-ne, dat fiind faptul că suntem aici în fața dumneavoastră și noi să vă aducem sincere urări de sănătate, în primul rând. O floare frumoasă astăzi completează buchetul dumneavoastră și noi vă dorim ca încă foarte multe flori să se alăture în buchetul dumneavoastră, iar dumneavoastră să le aranjați acolo frumos, cum știți mai bine. Să dați voi acest buchet să miroase frumos pentru oamenii care vă iubesc, pentru copiii dumneavoastră, care Bunul Dumnezeu vi-a dat și v-au făcut viața frumoasă și v-au alinat probabil durerea care v-a lovit în copilărie. Să faceți ca copiii dumneavoastră să nu aibă parte de această durere. Iar pentru asta trebuie să aveți grijă de sănătate, să vă rugați Bunului Dumnezeu să vă dea putere, răbdare, să mergeți întotdeauna înainte cu fruntea sus. Necătând la faptul că viața uneori are și urcușuri și coborâșuri, dumneavoastră să fiți o fire puternică cum și ați fost până acum. Mai ales că dacă sunteți înconjurată de copii și vă iubesc atâtea sufletele care zi de zi, probabil găsesc întotdeauna o vorbă de alinare, găsesc întotdeauna o vorbă spusă cumva mai comic, care să vă facă ziua frumoasă, să vă facă să zâmbiți. Iar ce poate fi mai frumos, mai frumos în viață când sunt omuleți, când sunt oameni dragi care vă iubesc și mai ales și cei din depărtare astăzi au găsit frumoasă metodă să vină spre dumneavoastră, să vă aducă în brațele dumneavoastră darurile frumoase, să vă aline astăzi dorul de ei, fiindcă știu că vă le duceți dorul foarte mult. Și mi-au transmis să vă spun, să-i așteptați cu dor și drag acasă, căci își doresc la infinit să vină. Vă lăsăm cu bine. Și mulțumesc că faceți așa surpriză frumoasă pentru toți. Din tot sufletul. Sănătate, vă lăsăm cu bine, succese și realizări cât mai frumoase. Mulțumim celor care ne-au așteptat cumva la ferestruci și v-au devenit afară. Sănătate la toată lumea. Mulțumesc. Sănătate multă.